Уважаема госпожо Кмет, госпожо Василевска. Стимата доамна примар, доамна... Действително благодаря за... Vă mulțumesc pentru primirea dumneavoastră. Sunt foarte mișcat de ceea ce am văzut în Craiova. Și încă o dată vă mulțumesc pentru bună primire. În ceea ce privește întâlnirii trilaterale, astăzi între Bulgaria, România și Serbia, aș vrea să spun următoarele. Sunt trei chestiuni despre care s-a discutat și am căzut de acord, putem semna, iar acele lucruri garantează un viitor mai bun, chiar și spre terțe țări. În primul rând, datorăm lui Victor denumirea de grupul de la Craiova, așa cum s-a propus. În ceea ce privește infrastructura, dorința mea este să văd o autostradă din București spre Sofia și spre Belgrad. 2016 sper să terminăm autostrada spre Belgrad. Acum lucrăm foarte activ pe autostrada Hemus, de asemenea și noua autostradă ruse spre București. Dincolo avem autostrada Struma care merge spre Sofia și pleacă spre Vidinca la Fat, spre podul Dunării. Iar acea legătură ne dă posibilitatea să ajungem la portul din Solun, de acolo și până la Bosfor, iar la Belgrad permitem să aibă o ieșire la Marea Neagră. Îi mulțumesc premierului sârb pentru că lucrează foarte activ în acea direcție. Pentru faptul că putem avea o viteză de 160 de km pe oră și la o lată cu toate proiectele de infrastructură putem ajunge și până la Beijing. În ceea ce privește apartenența la Europa, noi cele trei țări avem șansă rară să ne ocupăm de aceste proiecte care să fie bune pentru toată Europa. În ceea ce, ne referim la ajutorul sau sprijinul pentru Serbia, știm foarte bine că în urmă cu 70 de ani, 80 de ani aici existau războaie în regiune, ceea ce nu au adus nimic bun. Acum folosim acea Craiova, pentru că aici s-au semnat foarte multe acorduri între Bulgarie și, între Bulgarie și România. Noi acum vom pune în față pacea și nu războiul. Să clădim, să investim, să investim în clădiri, să investim în eficiență energetică. Vedeți ce clădiri frumoase sunt și în Craiova, și în Ruse, și în Belgrad. Nu ne place atunci când vedem clădiri în paragină sau în ruine. Aș vrea acest lucru să fie lăsat în spate, iar cu ajutorul primilor miniștri să pregătim orașele noastre pentru capitale europene și pentru multe alte lucruri. Considerăm că cealaltă teme cu privire la energie putem vorbi foarte mult, dar în ceea ce privește acele trei puncte, sprijinim candidatura Serbiei pentru apartenența la Uniunea Europeană. Acum, între Bulgaria, Croația, Slovenia și să avem o țară care, de asemenea, este membru în Uniune. Noi, împreună cu România, suntem gata să sprijinim prin toate mijloacele colegilor din Serbia. Încă o dată îi mulțumesc doamnei primar și îi mulțumesc domnului Victor Ponta. Urăm succese domnului prim-ministru Vučić. Am candidat acum pentru o întâlnire în Bulgaria, eventual pentru Varna, pentru a vedea și capitala noastră maritimă. Putem diversifica un pic, să vadă oamenii că sunt și alte orașe. Să ne urăm ca această declarație să fie semnată în această după-amiază, pentru că acea declarație este bună pentru cele trei țări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul prim-ministru Vučić!